Energia gândurilor poate activa sau inhiba proteinele producătoare de funcții ale celulelor prin mecanismul interferenței constructive sau destructive pe care l-am descris în capitolul anterior. De aceea, când am făcut primul pas ca să-mi schimb viața, am monitorizat în mod activ unde anume încheltuiam energia creierului. A trebuit să analizez consecințele energiei pe care o investeam în gânduri, la fel de minuțios pe cât analizasem ce energie cheltuiam ca să-mi alimentez corpul fizic. În ciuda descoperirilor din fizica cuantică, separarea dintre minte și corp în medicina occidentală încă mai persistă. Oamenii de știință au fost învățați să elimine cazuri ca cel al băiatului descris mai sus, care și-a folosit mintea pentru a vindeca o boală genetică despre care se considera că îl condamnă ca pe niște anomalii întâmplătoare. Eu cred că, dimpotrivă, oamenii de știință ar trebui să se ocupe de studiul unor asemenea anomalii. Adânc îngropate în cazurile excepționale se află rădăcinile unui mod mai puternic de a înțelege natura vieții, mai puternic întrucât principiile din spatele acestor excepții au un atu față de adevărurile stabilite. Realitatea este că folosirea puterii minții poate fi mai eficientă decât medicamentele de care ați fost programați să credeți că aveți nevoie. Studiul despre care am discutat în capitolul anterior a descoperit că pentru a afecta materia, energia este un mijloc mai eficient decât substanțele chimice. Din păcate, oamenii de știință mai degrabă neagă decât să analizeze excepțiile. Exemplul meu favorit de negare științifică a realității interacțiunilor minte-corp se referă la un articol care a fost publicat în revista Science despre doctorul german Robert Koch din secolul XIX, care împreună cu Pasteur a fost fondatorul teoriei germenilor. Teoria germenilor susține că bacteriile și virusii sunt cauzele bolilor. Astăzi, teoria este larg acceptată, însă pe vremea lui Koch era ceva mai controversată. Unul dintre criticii lui Koch era atât de convins că teoria germenilor este greșită, încât a dat pe gât cu îndrăzneală un pahar cu apă în care se pusese Abrio colere, bacteria despre care Koch credea că este cauza holerei. Spre uimirea tuturor, omul a rămas complet neafectat de virulentul patogen. Articolul din Science publicat în anul 2000, care descrie incidentul, declara: din motive inexplicabile, bărbatul nu a avut niciun simptom, totuși ceea ce a spus era incorrect. Omul a supraviețuit, iar revista Science, reflectând unanimitatea de opinii cu privire la teoria germenilor, a avut îndrăzneala să spună că această critică la teoria a fost incorrectă. Se susține că bacteria asta cauzează holera, iar omul demonstrează că el nu este afectat de germeni. Cum se poate ca el să nu aibă dreptate? În loc să încerce să înțeleagă cum a reușit bărbatul să evite temuta bală, oamenii de știință dau la o parte fără grijă această excepție și altele asemenea stânjinitoare și dezordonate care le strică teoriile. Vă amintiți de dogma care susținea că genele controlează sistemele biologice? Iată un alt exemplu în care oamenii de știință hotărâți să stabilească valabilitatea adevărului lor ignoră excepțiile supărătoare. Problema e că nu pot exista excepții de la o teorie. Pur și simplu, excepțiile înseamnă că teoria nu este întru totul corectă. Un exemplu actual de realitate care pune la încercare credințele bine stabilite ale științei are legătură cu vechea practică religioasă a mersului pe foc. Cercetătorii se adună ca să împingă și mai departe granițele tărâmurilor conștiinței convenționale, pășind pe covoare de cărbun încinși, măsurătorile efectuate asupra temperaturii pietrelor și durata expunerii arată că, din punct de vedere medical, sunt suficiente pentru a provoca arsuri semnificative la picioare. Cu toate acestea, mii de participanți ies vii și nevătămați din acest proces. Înainte să trageți concluzia că poate cărbunii nu sunt chiar așa de încinși, gândiți-vă la numărul de participanți care ezită în credința lor și se ard, mergând pe același covor de cărbuni. La fel, știința este la fel de categorică în ceea ce privește afirmația că virusul HIV cauzează SIDA, însă nu are niciun fel de idee de ce sunt atât de mulți indivizi care poartă virusul vreme de zeci de ani fără a exprima boala. Și mai tulburătoare este realitatea pacienților cu cancer în faze terminale care și-au recăpătat viața prin remisii spontane.
Pentru că astfel de remisii depășesc granițele teoriilor convenționale, știința trece complet cu vederea faptul că ele s-au întâmplat vreodată. Remisiile spontane sunt considerate excepții inexplicabile pentru adevărurile noastre actuale sau pur și simplu diagnostice greșite. Atunci când gândirea pozitivă o ia razna. Înainte să continui discuția în legătură cu incredibila putere a minții noastre și a modului în care cercetările mele legate de celule mi-au dezvăluit revelații despre rețeaua de căi minte-corp din organismul nostru, trebuie să specific foarte clar faptul că nu cred că doar gândind pur și simplu niște gânduri pozitive se poate ajunge la vindecări fizice. Este nevoie de ceva mai mult decât gândirea pozitivă asupra corpului vieții și vieții voastre. Este important pentru sănătatea și bunăstarea voastră să vă transferați energia minții către gânduri pozitive generatoare de viață și să eliminați gândurile negative, mereu prezente, istovitoare și care vă seacă de energie. Dar, și vreau să spun dar, cu cele mai mari litere, simpla gândire pozitivă nu va avea neapărat un impact asupra vieții voastre. De fapt, uneori, cei care pică la proba de gândire pozitivă devin și mai epuizați, deoarece cred că situația lor e fără speranță, cred că au epuizat toate remediile minții și ale corpului, însă ceea ce nu au înțeles cei care pică la această probă este că subconștientul și conștientul subdiviziunii ale minții, aparent separate, sunt interdependente. Mintea conștientă este partea creatoare, cea care poate să facă să apară gânduri pozitive.